v-am regăsit, doamnelor și domnilor, mă numesc Valentina Uja și vă prezint știrile Canal Regional. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Astăzi, 28 iulie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. În raionul Taraclia se apropie de sfârșit recoltarea cerealelor din prima grupă. O bătrână de 82 de ani riscă să rămână în drum după ce apa i-a udat toți pereții casei, iar ograda i-a fost inundată. În satul Tomai din raionul Ceadârlunga, sătenii își găsesc un loc de muncă la ei acasă, în satul de Baștină. Temperaturile înalte le dau mari bătăi de cap locuitorilor orașului Strășeni. Astăzi, 28 iulie, este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. În această zi, oamenii sunt informați cum se previne, testează, dar și care este tratamentul acestei boli. După indicele de mortalitate din cauza hepatitei, țara noastră este plasată pe locul 5. Hepatitele virale sunt infecții grave ce afectează ficatul. Ele pot fi determinate de cel puțin 5 virusuri specifice, A, B, C, D și E. Virusul hepatitei A este cea mai frecventă cauză de hepatită acută virală. Potrivit medicului șef Ștefan Surdu, ea este întâlnită cel mai frecvent la copii și la adolescenți și se transmite pe cale fecal-orală, prin apă, alimente contaminate, jucării murdare. Căile predominante de transmitere sunt, în special, apa, alimentele contaminate, nerespectarea măsurilor de igienă personală, iar acestea nu sunt respectate, în special, de copii. Hepatita rare ori este însoțită de simptome, dar poate ucide. Printre complicațiile hepatitelor virale menționăm ciroza hepatică, ce duce la deces. Se diagnostichează de acum în stări avansate, nu sunt, apar semnele generale, oboseală, pierderea capacității de muncă, pierderea poftei de mâncare, senzații de greutate în abdomen, în partea dreaptă. Hepatita poate afecta pe oricine, oriunde. Virusul hepatite B este cel mai complex și se transmite prin sângele contaminat, transfuzii, ace și seringi nesterilizate, relații sexuale. Hepatitele virale este cauza cancerului de ficat, care este o patologie foarte serioasă și care duce în sfârșit la mortalitate. Întrucât în cazul hepatitelor virale posibilitățile terapeutice sunt limitate, iar complicațiile posibile sunt dintre cele mai grave, profilaxia maladiilor în cauză rămâne prioritară în combaterea lor. Cele mai importante măsuri de profilaxie sunt igiena personală, spălarea pe mâini după joacă, înainte de luarea mesei, după folosirea toaletei sau după alte treburi. Trebuie spălate cu apă fierbinte legumele, fructele, verdețurile dacă le consumăm crude. Trebuie să consumăm apă de calitate îmbuteliată sau filtrată. Vaccinarea contra hepatitei virale B este o metodă de profilaxie specifică foarte eficientă. Cu părere de rău, nivelul de vaccinare a femeilor și a persoanelor din grupurile de risc, acolo unde sunt bolnavi de hepatite, toate persoanele contacte se supun vaccinării. Cu părere de rău, procentul de vaccinare, cuprindere cu vaccin hepatita B a persoanelor menționate, este la un nivel destul de scăzut. Conform datelor statistice ale Centrului de Sănătate Publică Basarabeasca, sunt la evidență 394 de persoane cu hepatite virale, inclusiv un copil. În raionul Taraclia se apropie de sfârșit recoltarea cerealelor din prima grupă. A fost strânsă roata de pe o suprafață de 85%, a comunicat secția de agricultură. Urmează să fie făcute calculele finale referitor la boabele recoltate, dar estimările preliminare deja îi bucură pe fermieri. Când se va încheia secerișul și cât va costa greul, aflați în reportajul ce urmează. Recoltarea cerealelor din prima grupă este întoi. De departe se aude vuietul combinelor, lucrul forfotește. Până la finiș a rămas în jur de o săptămână. Muncitorii de la sate spun că anul curent vremea a fost bună. Adevărat, ploile numeroase au prelungit secerișul și au stricat o parte din roadă. Din cauza umidității solului, boabele cad la pământ și încolțesc. Dar în pofida tuturor dificultăților, agricultorii sunt satisfăcuți de rezultatul muncilor. Despre o roadă bogată vorbesc și angajații uneia dintre cele mai bune întreprinderi agrare ale raionului AgroGled.
unde sunt deja prelucrate aproximativ 4,5 mii de hectare. La ora actuală mai trebuie recoltate circa 600-700 hectare. În ansamblu, anul curent, roada este cu 20% mai mare comparativ cu anul trecut. De pe 1300 de hectare de rapiță am strâns 35 de centnere, orz 36, iar grâu avem 3200 de hectare. Sperăm că vom avea 52 de centnere. Practic, toți producătorii agricoli spun că roada de anul curent este mai bogată decât cea din anul trecut. Astăzi, când secerișul este pe ultima sută de metri, rezultatele preliminare depășesc indicii de anul trecut. Anul trecut au fost recoltate 48.000 de tone de cereale din prima grupă, iar astăzi deja am depășit această cifră. Așteptăm o roadă de aproximativ 55.000 de tone. De remarcat că recolta este mai bogată, tehnologiile s-au perfecționat. Mai multe îngrășăminte, prelucrarea la timp cu erbicide sau din cauza superstițiilor sau din considerente pragmatice, agrarienii nu se grăbesc să ofere prognoze referitor la recolta de cereale din grupa a doua. Ori, după cum spune proverbul, toamna se numără bobocii. În același timp, deja se știu prețurile la grâu. În funcție de calitatea lui, prețul va varia de la 2,3 până la 2,5 lei. Urmează știrile pe scurt. Peste 11.000 de cereri pentru admiterea în învățământul superior au fost depuse până la 25 iulie în cele 30 de universități din țară. Potrivit datelor prezentate de instituțiile de învățământ superior, în universitățile de stat, la locurile bugetare, au fost depuse 10.639 de cereri, iar în universitățile private 1.205 cereri. 213 companii din Rusia au trecut controlul fitosanitar și veterinar moldovenesc și își pot exporta produsele alimentare în Republica Moldova, anunță Roselhoznadzor. În listă figurează 13 întreprinderi din Crimeea. În lista publicată pe 23 iulie, Serviciul Federal Rus de Control Veterinar și Fitosanitar anunță că alături de 200 întreprinderi din industria alimentară din Rusia au fost incluse și 13 companii din Crimeea. Producătorii agricoli din Moldova au datorii de milioane la băncile comerciale. Soldul creditelor acordate pentru activități în agricultură constituia la finele lunii iunie circa 2,8 miliarde de lei, arată datele Băncii Naționale. Soldul a crescut cu 125 milioane de lei față de luna mai, scrie Agoramede. Femeile se doresc implicate în politică. Un prim pas este introducerea unei cote minime de reprezentare a femeilor în partidele politice pentru ca mai apoi să crească de la 30% la 40%, iar ulterior să fie asigurată echitate de gen, jumătate la jumătate. Într-un interviu pentru Europa Liberă, vicepreședintele Parlamentului Liliana Palehovici a menționat că modalitatea treptată de transpunere în viața acestei idei ar fi cea mai eficientă pentru Republica Moldova. Moscova este obligată să plătească foștilor acționari ai companiei Yukos cea mai mare despăgubire din istoria arbitrajului. Decizia a fost anunțată astăzi la Curtea de la Haga. Curtea de arbitraj a anunțat că Rusia trebuie să plătească o despăgubire de 50 miliarde de dolari. Suma reprezintă jumătate din cea solicitată de foștii acționari ai companiei Yukos, care a fost cândva cel mai mare producător petrolier din Rusia. O bătrână de 82 de ani riscă să rămână în drum după ce apa i-a udat toți pereții casei, iar ograda i-a fost inundată. Pentru a scoate apa din curte, vecinii au apelat la Direcția Situației Excepționale, care a trimis salvatorii în ajutor. Ana Tărâță din satul Zaim are 82 de ani. Femeia locuiește de una singură într-o casă pe care a construit-o împreună cu soțul cu aproape 60 de ani în urmă. Bătrâna afirmă că ploaia de miercuri mai n-a lăsat-o fără suflare. O parte din zidurile casei s-au umezit, ograda s-a umplut cu apă, iar șuvoaiele erau cât pe ce să răbufnească pe ușă. Cu două găleți în mână și cu picioarele goale, femeia încerca să scoată apa din gospodărie. Adevărat, mai întâi au sărit în ajutor pompierii care au scos o bună parte din apă. Băi, e tot moșit, o mai scos pe aici și cu căldările și acelea, motorul cealaltă l-a pus aici ea și a lucrat motorul cealaltă. Păi plouă, domne ferești, clocotește iar eu în casă, n-a intrat. Dar ne-au coșit atunci părinții, ia așa de părinții, ne-i cum, ia că o coșit tătălutul de aici și... Dar el se dă blindă la părinții și a lăsat ușa.
În aceeași zi, mai mulți gospodari din satul Zaim au fost nevoiți să-și scoată apa din ogră și din beciuri. Ploaia torențială i-a băgat în sperieți pe mai mulți locuitori din zonă. Ei afirmă că grădinile le-au fost înnămolite, iar animalele pluteau prin cotețe, carațele în baltă. Așa tare ploua că nu se vedea aici, tot era alb. Adică singur vedeți aici și... Și, da, și apă s-o grămădit. La mine aici un grad, nu se vede. Eu cu fata scutem apa din un grad. Cu măturile, dar nu știm ce să facem. Tare, tare mult era, nici mașina n-am putut să dau un grad. O ploaie tare, în ceas și jumătate. O ceas, ploaie mare, tare. Nici n-am putut să ies din casă, așa să nu mă în casă. Sunt mare nevoie și așa, și da. Poate rămâne și... Iată apa s-o uitat, despre la un nivel, iată tot la deal, la mine, până așa. Dar mai și noaptea asta o ploaie așa mare și am făcut. Sătenii susțin că de mult n-au mai văzut o asemenea ploaie. În dispeceratul direcției a parvenit informația de la două persoane, de la două gospodării, privind faptul că pătrunderii apelor pluviale în beciurile și în curțile acestora și exista pericolul real de inundare a gospodării. Colaboratorii direcției situației excepționale au intervenit prompt și au evacuat aceste ape. În aceeași zi, în urma ploii, cel mai mult a avut de suferit satul Sălcuța din raionul Căușeni. În timp ce unele sate din Găgăuzia pustiez din cauza plecării locuitorilor peste hotarele țării, în altele, precum satul Tomai din raionul Ceadărlunga, sătenii își găsesc un loc de muncă la ei acasă, în satul de Baștină. Tomai era numele căpeteniei care a trăit în aceste locuri cu mai mult de 200 de ani în urmă, iar astăzi satul poartă această denumire, care în traducere înseamnă lună întunecată. Despre aceasta ne-a povestit primarul satului. El a remarcat că actualmente aici funcționează câteva întreprinderi. Este vorba despre Tomai Vinex, fabrica de conserve, mai există Livez și alte întreprinderi. Toate acestea astăzi le oferă sătenilor un loc de muncă. Da, o să nu... La aceste întreprinderi lucrează preponderent consătenii noștri, dar din cauza lipsei de cadre la noi, de exemplu la fabrică, angajăm muncitori din Joltai, iar la fabrica de conserve invităm lucrători din Fierapontievka. Pentru livezi angajăm oameni tot din aceste sate. Consătenii noștri sunt puțin mai răsfățați și nu prea iubesc să țină sapa în mână. Sătenii își găsesc un loc de muncă nu doar în câmp. De asemenea, ei își aduc aportul la dezvoltarea vieții sportive a satului. De exemplu, Petru Baiu este sportiv la lupte libere, trăindu-și întreaga viață în acest sat și educând aici 3 copii. A depus destule forțe la dezvoltarea acestei discipline sportive. Sunt fost luptător, am consacrat 20 de ani luptelor, dar astăzi lucrez la câmp, uneori este de lucru, alteori nu, întrucât am deja 54 de ani și nu vreau să plec undeva departe. Nici vârsta nu-mi permite. Potrivit primarului, satul Tomai se dezvoltă nu doar din punct de vedere economic. Actualmente se lucrează la restaurarea stadionului, întrucât există destui doritori de a practica fotbalul. Este formată și o echipă profesionistă. Fotbalul în Tomai este cea mai solicitată disciplină sportivă. De aceea este practicat în masă. Avem o echipă de veterani și una de juniori. Acest stadion mult timp nu a funcționat. Nu era nicio îngrăditură. Clădirea a fost distrusă. Cu efortul primăriei, al sportivilor și sătenilor, am reușit să restabilim stadionul. Se efectuează un lucru colosal, dar sătenii sunt mulțumiți de primarul ales. Face un lucru bun, spun locuitorii satului Tomai. Temperaturile înaltele dau mari bătăi de cap locuitorilor orașului Strășeni. Întrucât încă nu sunt instalate corturi de prim ajutor, localnicii luptă cum pot împotriva caniculei. Cum se protejează ei și ce sfaturi ne dau medicii pentru această perioadă, aflați în continuare. În orașul Strășeni, termometrele indică 31 de grade Celsius. Potrivit datelor meteorologice, această temperatură se va menține și în următoarele 3 zile. Localnicii spun că au metodele lor pentru a se proteja de vremea caniculară, însă ar fi bine să fie instalate corturi de prim ajutor pentru bătrâni și copii. Multă apă, fructe, legume.
Cum credeți, ar fi bine să se instaleze corturile astea de prim ajutor aici? Eu cred că da, fiindcă sunt copii, sunt oameni în vârstă care au nevoie să acorde primul ajutor. Mai mult ce fructe, legume și apă, facem fel de socuri din fructe și din legume și așa ne luptăm. Numai decât, mai ales pentru bătrânii asta, în primul rând, trebuie pentru bătrâni, dar sunt și copii care nu rezistă la așa temperaturi mari. Iațâșin Andrei, directorul Centrului Medicilor de Familie, Raionul Strășeni, susține că pacienții dispun de apă potabilă practic la toate etajele tuturor instituțiilor medicale, iar în ceea ce privește problema amenajării corturilor de prim ajutor, aceasta va fi discutată și hotărâtă cu administrația publică locală. Cred că lucrul acesta trebuie să se determine administrația publică locală. Noi vom vorbi și cu primăria, vom vorbi și cu Consiliul Regional și noi suntem gata pentru a forma echipele respective care vor face de serviciu dimineață până seara, adică până în perioada caldă, la punctele respective, ca în caz de necesitate să putem acorda asistență medicală. Medicii avertizează să fim mai atenți la ce consumăm și la cât timp ne expunem la soare. Șeful secției consultative a Spitalului Raional Strășeni, Mihai Sandu, accentuează că această perioadă implică un pericol imens, mai ales pentru copii și pentru cei bolnavi de hipertensiune arterială, de diabet zaharat și de obezitate. De aceea trebuie să se respecte toate sfaturile medicilor. În această perioadă a anului, acești pacienți trebuie să stea mai mult în casă, să folosească legume, fructe în alimentație, să folosească lichidii cât mai mult, nu dulci și nu carbogazate, și să folosească haine de culoare albă, e de dorit, din țesături de bumbac. Potrivit lui Constantin Marola, șeful Centrului de Sănătate Publică Strășeni, în această perioadă se observă o creștere a bolilor gastrointestinale ca salmoneloza, dezinteria și alte boli de areice acute. Pentru a ne proteja de maladiile gastrointestinale infecțioase, este necesar de a ne folosi de produse alimentare procurate din locuri amenajate și garantate după calitate prin un certificat. Străduiți-vă să folosiți mai puțin produse alterabile în această perioadă, de respectat strict procesul tehnologic de pregătire a bucatelor. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această săptămână se așteaptă vreme însorită și caniculară. Termometrele vor indica 28-32 de grade ziua și 17-18 grade noaptea. Acestea au fost cele mai importante știri. Rămâneți pe Canal Regional!